Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Poveste cu cântec de la Alba Carolina TV. Astăzi avem un invitat care vine tocmai de la Mediaș. Este geologul care a îmbrățișat cântecul popular al Văii Târnavelor. Folclorul pentru el este o comoară neprețuită. I-a plăcut muzica populară de când se știe, iar acum cântă din suflet pentru suflet. Doamnelor și domnilor, interpretul de muzică populară, Costel Popa. Bine ai venit la Alba Iulia, Costel. Bine te-am găsit, Cosmine, pe tine și pe toți cei care ne urmăresc, și îți mulțumesc pentru invitație și, apropo, m-ai surprins plăcut cu frumoasa introducere. Mulțumesc! Cu multă plăcere! Haideți să o luăm, nu luăm cronologic, am înțeles că ai terminat geologia. Geologie, da. Multă lume crede că am terminat teologie, pentru că eu, când mă duc într-un spectacol sau undeva, vorbesc destul de mult, ca să zic așa, și nu. Bineînțeles, vorbesc despre Dumnezeu și despre ce ar trebui să vorbim, pentru că despre mizerie, ca să zic așa, se vorbește în general. Așa că trebuie să ne aducem aminte și de Dumnezeu, și dat fiind faptul că am primit acest dar de la Dumnezeu de a cânta, pentru asta țin să-i mulțumesc în fiecare zi și în orice clipă. Ce înseamnă a fi geolog, după ce o luăm și cu muzica populară? Adică a descoperit ceva, nu? Da, deci am ales geologie, am terminat o facultate la Cluj-Napoca pe domeniul geologiei, pentru că la noi în Mediaș, eu sunt din Mediaș, acolo este mama gazului metan, ca să spun așa, și am zis, de ce nu să am și pe lângă muzică un alt job, în caz că vreodată voi avea nevoie. Pe urmă, masterul l-am terminat la Sibiu, pe domeniul valorificării gazelor, și astfel s-a născut, ca să zic așa, pe lângă artistul Costel Popa și geologul Costel Popa. De unde vine Costel Popa și ce zonă de folclor reprezintă? Vin, cum am spus, din media și reprezint în cântec zona Târnavelor. La noi pe Târnavă predomină învârtite, jiene, hațegane, purtate. Cum curge Târnava așa mai lin, ca să spun așa, așa este și cântecul de acolo. Am înțeles că ai și ceva rădăcini din Mureș. Așa este, părinții se trag din satul Lidiciu, comuna Bahnea, județul Mureș, și de aceea nu-mi uit nici mureșenii, ca să spun așa, deși eu sunt sibian. În cântecele tale se simte influența Mureș? Da, puțin se simte, pentru că la fel ca și la noi pe Târnave, și Mureșul este o zonă mai loșom, așa cum se zice. Și cântecul de aceea are atitudinea să fie puțin mai liniștit și la noi. La 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 Închinăm un Doamne ajută, ha, ha, hai, ha, la un bun și lume multă, măi! La 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 Ardeleni și voi olteni, la 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 Bănățeni și moldoveni, la 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 Maramure și Bihore, la 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 Azi la toți vă cânt cu dor, la 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 Maramure și Bihore, ha, ha, hai, ha Azi la toți vă cânt cu dor, La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hai dați oameni buni la joc, la 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 la. Să ne învârtim cu foc, la 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 la. Să uităm că viața e grea, la 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 la. Și că lumea asta e rea, la 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 la. Să uităm că viața e grea, ha ha hai ha. Și că lumea asta e rea, mă. La 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 la. Că așa la românii le place, la 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 la. Să petreacă și să joace, la 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 la. Să fie doar voie bună, la 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 la. Să ție o săptămână, la 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 la. Și dacă muzica-i cântă, la 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 la. Nu e în veci viața urâtă, la 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 la. La 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 la. Costel, de la cine moștenești vocea? Pot să spun că prima dată cea care m-a ajutat, cea care mi-a descoperit talentul a fost, bineînțeles, mama mea, când eram tânăr, dar talentul propriu-zis îl moștenesc din partea bunicului, din partea tatălui, care din păcate nu mai este, dar o să-l și vedeți într-unul dintre videoclipurile pe care o să le difuzați astăzi. Se numește Mamă, Tată, Vă Iubesc, acest cântec. Acolo sunt prezenți bunicii mei, pentru că multă lume m-a întrebat dacă sunt părinții, nu sunt bunicii. Și chiar am avut noroc, ca să spun așa, pentru că l-am întipărit în imaginea mea și nu doar în imaginea mea, ci în imaginea poporului, pe țăranul român adevărat, și anume pe bunicul meu, care din păcate acum nu mai este. La scurt timp după aceste înregistrări, bunicul s-a dus, s-a suit sus la ceruri, dar a rămas cu acest cântec și această imagine frumoasă din partea lui. Mă gândesc că erau foarte mândri bunicii și sunt foarte mândri părinții tăi că ai ales calea cântului. Da, să știi, pentru că ei, mai ales părinții, au fost cei care m-au susținut dintotdeauna. Fără ajutorul lor, cred că nu ajungeam nicăieri. Iar vis-a-vis de originile mele, ca să spun așa cum am început eu cântatul, a fost undeva în clasa a patra o serbare la școală, iar învățătoarea ne-a pus pe fiecare să cântăm câte un cântec. Și mama mi-a ales cântecul Doamne ocrotește pe român, al doamnei Sava Negrean Brudașcu. L-am cântat și atunci lumea a observat că am voce și nu numai, ci mama, bineînțeles, ea știa prima. Și atunci învățătoarea și ceilalți s-au rugat de mama să se țină de mine. Eu, bineînțeles, eram copil, nu prea știam cu ce să mănâncă, dar la insistențele mamei am continuat să cânt. Și astfel, cu timpul, am observat că începe să îmi placă tot mai mult. Și am început eu să mă documentez și să învăț cântece. Și au trecut ani, de atunci, cred că 21 de ani, ca să zic așa, că acum am 30. Mulțumesc, la fel. De când tot cânt. Și mă bucur că am ales asta. Ai urmat cursul de canto popular sau totul a venit de la sine? Am urmat și ceva cursuri, dar asta acum, de curând, de vreo 2 ani de zile am terminat Școala Populară de Arte din Sibiu, la cursurile doamnei Mariana Angel. Dar, bineînțeles, tu acum știi cel mai bine, noi am fost și prin festivalul, da, în concursul, ne-am întâlnit în festivalul, așa este, da. Acolo ne-am întâlnit prima dată, așa că mă bucur să te revăd acum. Și uite, și nu oricum, ci tu ești prezentator, eu cântăreț și tu ai fost cântăreț și nu ți-ai uitat, da, nu m-am uitat. Și acest talent. Și mă bucur că moderez această emisiune acum. Mulțumesc. De aia zic, în festivaluri, asta fiind undeva în anul 2007, atunci am început să merg la festivaluri, până prin 2009, am umblat la peste 50 de acum festivaluri. Acum vreau să... Următoarea întrebare, bineînțeles, era că ai participat la foarte multe festivaluri de folclor, unde ai luat și premii. Da. Să ne spui câteva, că mă gândesc că dacă spui tot, să nu termine emisiunea. Da, păi... Cele mai importante?
Cel mai important premiu pentru mine a fost premiul care l-am primit din partea doamnei Mărioara Murărescu, Dumnezeu să o odihnească. A fost la festivalul Mariana Drăghicescu din Bogâltin, Cornereva, județul Caraș, Severin. Ăsta mi-l aduc aminte și pe urmă au fost multe. Noi ne-am întâlnit, de exemplu, la Mureș, pe marginea ta, la festivalul de la Mureș. Pe urmă am fost și la Jidvei, la Strugurile de Aur, unde era, în primul rând, o bucurie să iei preselecția, pentru că eram cam 150 de concurenți care candidam pentru acea preselecție și din acei 150 intrau cam 40. Da, știu că era foarte drastic la acel concurs. Da. Nu... Și era o bucurie să intri în festival. Apoi să mai iei și premiul, asta era partea a doua. Așa este. Mai ții minte, mândruliță, când mi-ai dat prima guriță, primul suc ce mi l-ai dat, ce atât l-am așteptat. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. Cum să uit, băghița-l mei, mi te-o trimis Dumnezeu. Luna de sus mi-o vegea, când cu drag mai e săruta. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. De-ai vrea mândru, eu ți-așere, ca să fii a mea muiere. Îți zic da, bădiță, da, din toată inima mea. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. De azi dragostea ne leagă, pe vecie mândră dragă. Luna martoră ne fie, părtașă la cununie. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta,
împreună viața toată. Cărui loc îi spui acasă? Unde te simți tu mai bine? Acasă? Pot să spun că la mine în țară, oriunde, pentru că deci chiar avem o țară frumoasă. Să știi, când am timp liber, mai umplu și eu, ca să zic așa, să mă recreez, mici concedii prin țară și observ că avem chiar multe locuri, locuri neexploatate, destul de bine, pentru că la urmă urmei suntem prost cu drumurile astea, să știe, așa, așa. Și dacă am avea drumuri mai bune, cred că am fi o țară foarte turistică, ca să spun așa. Și așa că nu pot să-i spun acasă decât României. Uite, foarte frumos ai zis. De unde sculești cântecele? Ca și geolog, mă gândesc că ți-e foarte ușor. Bine, nu ți-a fost ușor, ți-a fost greu. Deci n-am umblat doar prin pământ, da. Ca să zic așa, cu geologia, ci am umblat și pe deasupra. La începuturile mele, deci când umblam la festivaluri, atunci am umblat mult și la cules de cântece prin țară. Și am cules cântece, ca să spun așa, de pe Valea Târnavelor, din toate satele din jurul Mediașului. Și am fost la bătrâni, la bătrânice. Și pot să spun că a fost o muncă destul de interesantă și frumoasă, în care am învățat multe și astfel am și descoperit, de fapt, ce se cânta înainte. Deși pot să zic că puțin s-a cam interferat, ca să zic așa, muzica veche cu asta nouă, astfel încât bătrânii la un moment dat îmi cântau cântece de acum și de ziceam, bă, oameni buni, mi-e trebuie cântece ce le cântați voi când erați tineri, copii, nu cântece ce le auziți voi la televizor, știi? Dar de aia zic, am găsit, Dumnezeu m-a ajutat și am găsit cântece, iar acum de o vreme încoace pot spune că mi-am adus și eu contribuția în asta, pentru că am început să creez și eu atât melodie cât și texte și chiar au ieșit cântece destul de faine, ca să zic așa, care au avut succes la public. Ce înseamnă cuvântul folclor pentru tine, pentru cântărețul Costel Pop? Deci folclorul este ceea ce ne reprezintă pe noi ca și români. Este cuvântul care are la bază identitatea noastră. Folclorul reprezintă atât obiceiurile, tradițiile, cât și cântecul, nu doar cântecul. Fără aceste tradiții, fără a fi noi, românii, cei adevărați, țăranul român, cred că nu am avea identitate în lumea asta, oriunde am merge, nu? Pentru că avem niște cântece aparte, avem colinzile sau colindele, este corect orice cuvânt, care sunt ceva aparte. În altă țară există cântece de Crăciun, dar nu există colinz. Și de aia spun, avem multe care ne caracterizează ca fiind români și ar trebui să avem grijă de toate și să nu le pierdem. Ce simți când porți costumul popular? Ce pot să simți altceva decât mândrie, nu? Mă bucur că datorită statutului meu de cântăreț de muzică populară, trebuie să sunt obligat să port acest costum, pentru că la urmă urmă este costumul care l-au purtat cu atâta mândrie străbunii noștri, nu? Și dacă mă uit bine, uite, de exemplu, la mine, la noi în zonă, noi avem, predomină albul și negrul, care albul reprezintă viața, negrul reprezintă moartea. Deci înseamnă că noi trăim acest parcurs al vieții de la viață spre moarte, niciunul nu scăpăm și poate este mai bine așa, pentru că ăsta este ciclul vieții. Venim pe pământ ca să dăm o probă pentru ceva ce o să dobândim dincolo. Și cred că la urmă urmei pe ansamblu totul se bazează pe bunătate și pe iubire. Și dacă am fi buni unii cu alții, cu toată lumea, atunci ar fi lumea asta mult mai bună și nu ar mai exista războaie și toate necazurile care există. Zice un coleg de meu de la televiziune, dacă poți face un bine, fă-l, că atunci lumea va fi și ea mult mai bună. Exact. Și la urmă urmei schimbarea, orice schimbare începe cu tine.
încetinați, la 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 la, la ce foc vă legănați, la 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 la, cum să nu ne legănăm, la 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 la, dacă singuri rămânem, la 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 la, cum să nu ne legănăm, la 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 la, dacă singuri rămânem, la 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 la, cum să nu ne legănăm, ai ha, ai ha, dacă singuri rămânem, ai ha, la la la. Du-mă, Doamne, du-mă iară, la 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 la, ce-l plai cu frunza rară, la 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 la, prin poiana cea rotată, la 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 la, să mai fiu ce-am fost odată, la 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 la, prin poiana cea rotată, la 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 la, să mai fiu ce-am fost odată, la 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 la, prin poiana cea rotată, ai ha, ai ha, să mai fiu ce-am fost odată, mă. Hai, hai, la la la. Să hiu ciobănaș la munte, la 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 la, să-mi pas oile cornute, la 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 la, să mă cul să-mi cazalene, la 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 la, umbra brazelor pe gene, la 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 la, să mă culc să-mi cazalene, la 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 la, umbra brazelor pe gene, la 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 la, să mă culc să-mi cazalene, ai ha, ai ha, umbra brazelor pe gene, mă. Hai, hai, la la la. Ciobănaș cu chica lungă, la 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 la, mână-ți oile la strungă, la 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 la, și din vârful dealului, la 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 la, să dai vers cavalului, la 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 la, și din vârful dealului, la 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 la, să dai vers cavalului, la 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 la. Cât de greu ți-a fost să ajungi până aici, în momentul de față? A fost foarte greu și mi-este greu în continuare, dar nu vreau să mă plâng, pentru că atunci când faci ceva ce îți place și faci ceva din suflet, să știi că roadele vin, mai devreme sau mai târziu. Doar că poate noi, așa stă în caracterul uman, ne dorim să ajungem și să dobândim ceea ce ne dorim de la început. Dintr-o dată. Da, dintr-o dată. Dar asta se dobândește cu timpul, cu perseverență, cu muncă. Deci nu este de ajuns doar talent. Se mai păstrează tradițiile în satul românesc? Ce părere ai despre ea? Să știi că, da, se păstrează, nu știu la noi în Ardeal cât de mult, se păstrează și la noi, dar în alte zone am observat că mai mult se păstrează aceste tradiții. Cred că zona Maramureșului este cea mai... Da, într-adevăr, și ce apreciez eu la maramureșeni este faptul că, deși cei mai mulți sunt plecați pe dincolo, chiar dacă au plecat dincolo și au dat de o lume mai bună, o lume occidentală, tot nu și-au uitat aceste tradiții. Și când vin acasă, păstrează cu sfințenie totul, atât portul, cât și cântecul, cât și vorba. Și asta, pentru asta e felicit. Noi, ardelenii, suntem oameni foarte faini, dar tindem puțin să cam copiem vestul. Și suntem și mai aproape de vest. Așa este, dar totuși este bine să nu uităm, să nu uităm de unde am plecat și să rămânem noi aici, pentru că noi ardelenii chiar avem lucruri care merită păstrate. Costel, când ești pe scenă, ai emoții, deși acum eu te-am urmărit, nu se văd. Știi cum e? Emoțiile vor fi întotdeauna, mai ales îmi amintesc de festivaluri. Aoleu, în festivaluri erau niște emoții de nedescris, mari.
astfel încât, uite, am pățit chiar acum de curând să merg la o preselecție, nu a unui festival, ci o altă, un alt gen de preselecție, dar nu credeam, dar când am ajuns acolo, în mijlocul lor, al jurului, care era compus din vreo 10 persoane de înalt, așa, am avut niște emoții astfel încât îmi tremura vocea. Deci n-am mai putut să cânt. Și nu credeam să mai am vreodată emoțiile astea. Deci emoții sunt întotdeauna. Bineînțeles, având tot timpul interacțiune cu publicul, aceste emoții tind să dispară sau să se diminueze. Și mai ales acum când la petreceri, la nunți, la spectacole, bineînțeles, au scăzut emoțiile și sunt, ca să zic așa, constructive. Pentru că despre ce ți-am povestit mai devreme nu a fost constructiv, a fost destructiv. Povestește-mi o întâmplare hazlie de pe scenă. Nu știu, ai uitat versurile la unui cântec, ai pățit, ai împiedicat de un cablu, ai căzut. Aoleu, întrebarea asta nu mi s-a mai pus. Ce să zic, hazlie? Tot timpul, se mai întâmplă, mai ales când ești stresat, când te gândești, când ești agitat, când vrei să dai totul, să mai uiți poate un vers, cum zici tu, dar întotdeauna când am uitat un vers, am inventat un altul pe loc. Pentru că așa s-a întâmplat, pentru că ești obligat să vii cu altceva, nu te poți face de minune în fața publicului. Așa este. No, și nu pot să spun că m-am împiedecat vreodată. Deci e de bine. Ce am pățit odată, da, mi-am amintit acum, eram la nunți, undeva la început, la o nuntă, și aveam atunci pantaloni negri, cămașă, brâu și cizme. Nu cizme, pantofi negri. Și m-am trezit, am mers la nuntă în blugi, în Adidas, și m-am trezit când am ajuns acolo că am uitat să-mi iau pantofii. Și trebuie să cânt în Adidas. Dar de atunci am zis, renunț la pantalonii negri și la nunți, prefer să mă duc în costumul meu cu care apar la televiziune. Adică ciorăci și cizme. La 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 la, frumos dormea mea mândruță. La 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 la, cu mânuțele pe chepte. La 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 la, stau în loc să n-o trezesc. La 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 la. Calun eu ca și-un bolând. La 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 la, dă cu copita în pământ. La 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 la, și mândra mea să treză. La 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 la, și din gura așa-mi vorbi. La 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 la, bade bădișorul eu mă. La 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 la, mâncesc luchii calul tău. La 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 la. Mândro calul-i potcovit. La 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 la, să știi că el te-o trezit. La 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 la, te așteaptă să sui călare. La 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 la, să te duc în sat cu soare. La 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 la, să te duc la maica mea măi. La 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 la, să se bucure și ea. La 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 la, să te duc la maica mea măi. La 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 la, să se bucure și ea. La 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 la. Ce face Costel Popa când nu cântă? Când nu cântă, încearcă să se
relaxeze și să își ocupe timpul cu cât mai multă liniște, ca să spun așa, pentru că fiind înconjurat doar de gălăgie, deși vreau să spun un lucru, atunci când sunt în fața publicului, nu contează că sunt la nuntă, că sunt la spectacol, că sunt oriunde, crede-mă că atunci simt că mi-am găsit locul, acolo nu m-am nevoie de nimic, atunci uit totul în jurul meu și mă dăruiesc. Deci simt că acolo este locul meu. Iar atunci când ești pe scenă, tu dai din energia ta, dai din sufletul tău, iar bineînțeles, când, cum zici tu, când am timp liber, trebuie să mă încarc la loc cu această energie. Și prefer, mai ales dacă am timp duminica sau nu numai, să intru în biserică, să îmi aduc aminte și de ceea ce avem noi mai bun în noi, și anume de Dumnezeu, și să mă încarc la loc cu această energie. Bineînțeles, prefer să ajung și în sânul naturii, mai ales vara, să mă duc să ascult păsările, să am parte de liniște, acolo din nou mă încarc cu această energie. Și ce pot să spun e că mai și citesc de multe ori ca să mă relaxez. Deci cam asta fac în timp. Am văzut că colaborez cu foarte mulți soliști. Da. Să-mi spui, cu cine ai colaborat? Așa este, acum? Da. Deci, pe lângă primul meu album pe care l-am înregistrat undeva în anul 2013, că ai adus cu mare drag, albumul. Și te rog să-l păstrezi. Îl păstrez și o să-l ascult. Și să-mi spui și eu părere după asta. În 2013 l-am înregistrat în număr de 23 de cântece cu Ovidiu Barteș de la Cluj-Napoca și am și un cântec cu Orchestra Jidvei România. După acest album au urmat niște colaborări, am zis eu să fac niște duete cu niște colegi dragi, cu niște colegi pe care mă pot baza, pentru că vezi cum este, e destul de greu să te adun. Și atunci mi-am ales dintre toți colegii cei mai buni prieteni și anume am înregistrat Covidu Furnea, care îl numesc ca și un frate, ca să spun așa, și de aceea am și creat cântecul Te iubesc fratele meu, din Ungheni, județul Mureș. Pe urmă cu Suzana și Daciana Vlad, că povesteam de Maramureș, surorile gemene din Maramureș, eu iubesc foarte mult Maramureșul și de ce nu am zis, haideți fetelor să facem ceva fain împreună, mai ales ele surori, eu frate de soră, ne și numim de multe ori așa mai în glumă tripleți, ca să zic așa. Am dat naștere cântecului Cât-i țara lung și lat, ca în Maramureș și ca în Ardeal n-am mai aflat. Un cântec care a prins destul de bine. Pe urmă am înregistrat de asemenea să arătăm și Ardealul ce poate. Și astfel ne-am unit de la Cluj Cosmin Mocean cu Elisabeta Guzu, de la Mureș Dorina Oprea cu Andrei Romanică, pe care l-ați și avut invitat aici în emisiunile anterioare, pe urmă de la Reghin cu Maria Neag și din Toplița cu Livia Harpa, în grupul Ardelenii, așa se numește. Am dat naștere împreună, nu eu, împreună la două cântece patriotice, Trezește-te române și Măi Ardeal inima țării, care chiar o să-l aveți prezent. Pământ, românii au murit,
pe acest pământ, azi român trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. Țară faină între Carpați, aici stau românii frați. Frați de țară și de grai, frați chiar României plai. Drag Viteșcu, drag de glie, să fii mândră Românie. Pe acest pământ românii au trăit, pe acest pământ românii au murit. Pe acest pământ azi români trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. De treaba lor, tu ești a românilor. Noi vom apăra oricând ardealule pământ sfânt. Anos ești a nostri fi, cât pe lume vom trăi. Pe acest pământ românii au trăit, pe acest pământ românii au murit. Pe acest pământ azi român trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. Pe acest pământ românii au trăit, pe acest pământ românii au murit. Pe acest pământ azi român trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. Pe acest pământ românii au trăit, pe acest pământ românii au murit. Pe acest pământ azi români trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. Mai este și Angelica Pantea, colega mea de la Bistrița, deci am colaborat și cu doamnă, că nu-i mai domnișoară acum, de la Bistrița. Am înregistrat un duet și pe urmă doresc ca în iarnă să realizez un album de colinde, tot așa, cu duetele cu acești colegi. Foarte Felena. Frumos. Da, dacă Dumnezeu îmi ajută. Cum ai trebuit să-i mulțumești pentru ceea ce ești astăzi? Costel Popa, interpret de muzică populară. Păi în primul rând lui Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu am fi nimic pe această lume. Datorită lui, datorită părinților mei care tot timpul m-au susținut și în primul rând datorită puterii mele care m-a dus înainte. Pentru că știi cum e? Am observat un lucru. Fiecare șut în fund este un pas înainte. Și deși am primit foarte multe șuturi în fund de la viață, pentru aia nu m-am lăsat și mă bucur că nu m-am lăsat și la urmă urmei cei care te susțin și care te țin în palme și în brațe sunt cei care te urmăresc, cei care iubesc ceea ce fac și primesc multe mesaje de bine, primesc și mesaje răutăcioase, dat fiind faptul că mi-am asumat acest rang de artist, ca să zic așa, bineînțeles că nu toți mă iubesc, dar apreciez întotdeauna criticile și mai ales cele constructive. Nu apreciez răutățile. Eu cred că ar trebui să-ți mulțumesc și ție, așa să te pui în față la oglindă și să-ți mulțumesc, Costel, pentru că știu că ai muncit foarte mult să ajungi până unde ți-ai dorit. Asta știu eu. Da, ai muncit foarte mult. Da, îți mulțumesc pentru că lumea observat asta. Este foarte rea în ziua de astăzi. În orice domeniu, nu m-am făcut. Este și de multe ori m-am tot plâns, dar crede-mă că am încetat să mă plâng, pentru că la urmă urmei merg înainte, mă bucur pentru ceea ce sunt, dacă avem sănătate, le putem face.
pe toate și important este în viață să nu te lași. Mi-amintesc despre despre o povestioară care am citit-o undeva, că niște broscuțe au dat un test, broscuțe țestoase, au dat un test care să ajungă prima în vârful muntelui. Și au tot mers și rând pe rând câte una pica și una singură a trecut testul, adică a ajuns sus în vârf. Și toți au întrebat-o, cum de-ai reușit asta? Și i-a rugat, să scrie pe o hârtie ce au întrebat-o, că n-a auzit. Și a scris, cum de ai reușit să ajungi acolo? Și atunci a răspuns, eu nu aud, sunt surdă. Și când toți ceilalți strigau că lasă-te, că nu mai poți, eu mergeam înainte pentru că credeam că mă susțin. Și asta este cel mai important în viață, așa, să nu te lași influențat de ceea ce spun alții, chiar dacă sunt răutăți. Lumea e răutăcioasă și câteodată vrea să te tragă în jos. Exact, cel mai bine este să faci ceea ce îți place, pentru că dacă tu pui suflet, să știi că nu există să nu fii văzut. Lumea vede asta. Asta așa este. Mai ales cei care apreciază. Cei care nu apreciază, e problema lor. Costel, ai încercat să cânti și alte genuri de muzică? Da, pentru că cântând la petreceri, la anunț, bineînțeles, ești nevoit să abordezi și alte genuri. Am mai cântat muzică ușoară, românească, nu mă prea pricep eu cu limbele străine atât de bine. Și acum nu vreau să vorbesc și câte o mania. De ce nu? Pentru că, nu. Multă lume nu acceptă manelele. Bine, nici eu nu sunt un iubitor de manele, dar sunt a noastre. Până la urmă. Exact. Și dacă sunt cântece care te fac să te simți bine, puțin au cam deraiat și muzicile astea, ca să zic așa, dar sunt și melodii frumoase. Acum lumea are tendința să generalizeze de fiecare dată. Da. Asta greșește. Noi trebuie să alegem ceea ce e bun. Uite și folclorul. Nu mai e folclor. Nu. Adică depinde ce alegi. Mai ales dacă te uiți acum la posturile specifice de muzică populară, e foarte greu să faci o diferență. Pentru că sunt mulți care cântă orice, chiciuri, numai să se treacă. Dar, bineînțeles, omul este cel care alege. Cât-i țara-n lung și-n lat, ca-n maramu n-am aflat, măi, la 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 la. Cât-i țara-n lung și-n lat, ca-n ardean n-am mai aflat, măi, la 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 la. Oameni faini și de omenie, așa cum îmi place mie, așa cum îmi place mie, la 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 la. Oameni harnici și isteți, și la joc petrecăreți, și la joc petrecăreți, mă, la 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 la. Trece drumul, măi, la la, la la, la la, dragii maramureșu, că pe-acolo trece drumul, la la, la la, la la, la. Și mie draga mă-nvârti, pe cântatul ce tări, pe cântatul ce tări, mă, la la, la la, la la, la la. Și mie draga mă-nvârti, pe cântatul ce tări, pe cântatul ce tări, mă, la 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 la.
și nouă ni drag ardealul, și-om trece acum dealul, la 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 la, și nouă ni drag ardealul, și-om trece acum dealul, la 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 la, și o înjuca țigana în burchita și jiana, în burchita și jiana, la 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 la, și o înjuca țigana în burchita și jiana, în burchita și jiana, la 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 la. Și-n maramumă, la 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 la, și cine vrea să ne cunoască, să vină la noi acasă, la 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 la, să vadă câmpul cu flori, fete mândre și picior, fete mândre și picior, la 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 la, să vadă codrun verzând, oamenii pe drum cântând, oamenii pe drum cântând, mă la 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 la, să vadă câmpul cu flori, fete mândre și picior, fete mândre și picior, mă la 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 la, să vadă codrun verzând, oamenii pe drum cântând, oamenii pe drum cântând, mă la 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 la. Pe lumea asta cu toți avem loc, așa că... Bineînțeles, mi se pare normal. Care este liber, uite, chiar avem noroc că suntem o țară liberă, democratică, în care putem alege ceea ce ne dorim fiecare. Deși eu mai bine aș asculta florăresele din piață vând flori sau mama mea e floră, mama mea e florăreasă, decât să ascult da, muzică folclorică, șofer, șoferule, tir, nu știu ce, știi? Da, dar uite, vezi și cu alea. Ba, acolo se regăsesc șoferii. Nu? Sunt mulți care sunt pe drumul și pe ei trebuie să-i înțelegem. De aia zic, deci fiecare are libertatea de a asculta ce dorește. Canalul și exact, asculti ce vrei, de la muzică clasică până nici la... Nici pe mine nu sunt obligat să mă asculte toți. Sau nici de la tine, de la bucătărie, nu sunt obligat să mănânce toți. Nu? Nu ai cum să fii plăcut pentru toată lumea, că asta este. Dar ție, Costel, ce gen de muzică îți place, în afară de folclor, pe care cred că îl iubești așa da, foarte mult? Așa este, muzica populară o iubesc din suflet. Pe lângă muzica populară, apreciez toate genurile. Mai ales muzica străină veche, muzica retro, îmi place foarte mult, muzica anilor 80-90. De multe ori când conduc, ascult multe bluzuri, pentru că mă liniștesc. Da, te-am așteptat aici mai aproape, sunt în spatele statuiei lui Mihai Vitoare și mașină, da, chiar cânta. Da, e remarcat. Că... Păi da, pentru că în timp ce conduc, prefer să ascult muzică să mă liniștească, știi? Dar nu numai, ci orice gen. Îmi place muzica folk românească, care, uite, vezi, apropo de mass media asta noastră, promovează chiciuri, promovează mizerii. Asta vreau să te întreb murdării, acum. În loc să promoveze muzica noastră românească, faină, cum zic, că spuneam, de muzica folk, deci o muzică foarte faină. Ce crezi despre televiziunile care promovează non-folclorul până la urmă? Păi ce se crede despre ele? Ei promovează și folclorul. Știi ce se zic vede eu? Clar că și folclorul promovează. Eu promovează spun că... Nu știu, așa mi se pare mie. Eu spun că oamenii sunt vinovați pentru că ei aleg să se uite acolo. Ei aleg să se uite spre televiziunile alea care promovează prostia și murdăria. Eu, sincer, unul nu mă prea uit la televizor. Sau dacă mă uit, prefer să mă uit la o muzică bună. Sau... ascult muzică să mă relaxez, muzică nu neapărat populară, ascult orice tip de muzică, că povesteam mai devreme.
de aia zic, oamenii sunt cei care ar trebui să o lase mai ușor. Dar lumea în ziua de azi apreciază certurile, să afle despre viața tuturor. Oamenii când văd, mai ales așa zisele vedete, că vor să afle despre viața lor, poate mai și inventează și vin și se ceartă la televizor și... Nu știu, eu nu prea înțeleg chestiile astea. Știi cum zic eu, sincer, frumos, telespectatorii, e o pornografie vizuală, știi? Da. Cum zic eu. Și păcat. Auzi, ce urăști la oamenii din jurul tău? Ce urăsc? Dar prefer să nu urăsc. Mă întreba cineva odată care ai dușman sau care e diferența dintre a urâ și a ierta. Și chiar spunea cineva odată a urâ trebuie să urăști în fiecare zi. A ierta trebuie să ierți doar odată. Și dacă ierți doar odată, ai scăpat de totul, ești liber. Da, să știi că așa e. Și atunci noi ne mai mirăm că de unde vin toate problemele noastre, toate necazurile, toate bolile, pe din cauza frustrărilor noastre. Pentru că prea mult de azi cu televiziunile, ne uităm și ne umplem capul cu ceea ce au alții, adică cu problemele altora. Prea mult ne consumăm cu aceste lucruri care n-ar trebui să ne intereseze. Cel mai mult ar trebui să ne intereseze de noi. Dar nu, noi suntem cei care judecăm. Tot dar de ce oamenii, uite, acum deviem de la subiect, nu iartă? Pentru că oamenii în fiecare seară își fac rugăciunile și spun și iartă-ne nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri. De ce nu iartă? Păi eu cred că e problema fiecăruia. Nu iartă pentru că zic că nu pot să iert. Păi dacă tu nu poți să ierți, atunci tu la rândul tău cum aștept să fie iertat? Cum zici tu și îți dau foarte mare dreptate. Dacă ierți, ești eliberat. Exact. Și e mai bine să lași de la tine, cum spun și eu tot timpul, mai bine să lași de la tine decât să faci un conflict. La început când mamă am zis eu, ai zis și tu, și-amândoi de bună seamă i-am fericit sufletul. Totul a început când mamă am zis eu, ai zis și tu, și-amândoi de bună seamă i-am fericit sufletul. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Multe amintiri și patimi împărțam în orice zi, bucurii, necazuri, lacrimi, de când am fost mici copii. Multe amintiri și patimi împărțam în orice zi, bucurii, necazuri, lacrimi, de când am fost mici copii. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu.
Dar dacă greniu cu soarta și de tine m-o depărtat, tu într-o parte, eu în alta, sângele tot mi-o legat. Chiar dacă greniu fost soarta și de tine m-o depărtat, tu într-o parte, eu în alta, sângele tot mi-o legat. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Ce iubești la oamenii din jurul tău? Să știi că ăsta este un interviu mai aparte, sunt niște întrebări pe care nu le-am mai prea primit până acum. Ce poți să iubești altfel la oamenii din jurul tău decât bunătatea, nu? Iubesc oamenii care sunt sinceri, deci chiar dacă au ceva de zis, măcar să ți-o zică în față. Oamenii care sunt buni și oamenii care apreciază frumosul. Asta iubesc la oameni. Dacă ar veni un tânăr la tine și ți-ar cere sfaturi, uite, vreau să am voce și vreau să devin și eu interpret de muzică populară, ce sfaturi ai da? Mulți tineri vin la mine și, cum spuneam la început, povesteam despre faptul că vor să ajungă dintr-o dată sus. Sau mă întreabă pe mine. Și eu am vrut tot așa să ajung. Asta a fost sigur. Eu am făcut liceu de muzică, am fost la un liceu de muzică, să iar de vie, acum. Am fost, dar îmi face foarte multă plăcere să stau cu tine de povești. Eu am fost la un liceu de muzică 2 ani de zile. Am crezut că nu mă duc și când și ajung vedetă. Vezi de treabă că era foarte greu istoria muzicii și solfege și asta. Și bineînțeles, maică mi-a știut ce să facă cu mine și m-a dus la școala de bucătar. Depinde ce-ți dorești. Deci tu ai vrut să te bagi foarte prea adânc. Probabil și eu. La liceu de muzică. Dată, o să ajung liceu de muzică vedetă. Conservator, da, trebuie să muncești mult mai mult și să foarte mult trebuie să intri în, mai în amănuntul muzicii, ca să zic așa. Eu nu pot să mă mândresc cu faptul că cunosc foarte multe note, foarte să scriu partituri, nu. Eu pur și simplu am talentul de a cânta. Vine dinăuntru tău. Da, vine dinăuntru meu. Am creat cântece și versuri, dar tot datorită faptului că am ascultat foarte multă muzică și că m-am inițiat. Când vine dinăuntru tău este altceva, eu așa zic. Bineînțeles, ești mai sus ca cel care are nevoie, un liceu și un conservator. Ai nevoie de note, ai nevoie, trebuie să știi, asta știu, deci ca și muzican normal, cântând cu alți muzicanți, trebuie să spui, să ceri tonalitatea în care cânți, pentru că pe asta se bazează orice cânte, deci astea trebuie să ți le știi. Dar nu am intrat foarte în amănunt, pentru că pentru a intra foarte în amănunt sunt alții care se ocupă de asta, de exemplu instrumentiștii. Și dacă ai instrumentiști care își fac treaba, atunci tu ți-o faci pe a ta și uite așa se adună oamenii buni la oaltă și fac o treabă bună împreună. Nu trebuie să le știi tu pe toate, pentru că dacă știi prea multe, nu este bine nici atunci. Așa. Ce proiecte de viitor ai? Deci, după cum spuneam, îmi doresc să realizez acel CD, acel album de colinde, pentru că nu am unul încă. Pe urmă, îți spuneam despre aceste duete pe care aș vrea să le suprapun toate pe un disc, pe un album și acest proiect o să-l realizez împreună cu fetele mele dragi, cum le spun, cu Suzana și Daciana Vlad de la Maramureș și o să numim acest album Maramureșul răsună cu Ardealul împreună și îmi doresc să pun toate duetele despre care ți-am povestit pe acest album. Astea ar fi cam planurile de viitor și, bineînțeles, îmi doresc să realizez și un album de pricezne undeva în Paștile anului viitor. Să fie gata. Pentru că eu, în timpul liber, cum spuneam, mai merg și la biserică și cânt și aceste cântece religioase, aceste pricezne, care pot să zic că sunt destul de înălțătoare. Pentru că a cânta o priceaznă e la fel ca și a cânta o doină. Trebuie să o simți. Muzica
bate vântul de departe. Și de dor inima iarde, bate vântul parcă-re plânge. Dorul de bătrân m-ajunge. Mamă, tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. La fântână îi găleata șade și să uită tata. Mama-i fără de putere, eu la ei nu am când mere. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Așteaptă tata-n prag, măi, că-i-s piciorul lui drag, măi. Și mama stă în pridvor, gândește la mine cu dor, măi. Mamă, tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Din păcate, trebuie să încheiem această emisiune. Repede a trecut timp. Foarte repede trece, mai ales când ai invitați dragi și vorbăresc, cum spun eu. Mulțumesc. Să adresezi, te rog frumos, un gând telespectatorilor noștri. Da, eu am un motto în viață al meu care sună cam așa. În inima tatălui ești ceea ce iubești. În mintea universală ești ceea ce gândești. În ochii oamenilor ești ceea ce arăți. Dacă iubești, gândești și arăți mereu același lucru, acela ești tu, cel adevărat. Unde te pot găsi oamenii? Pe rețelele de socializare? Unde YouTube? Vor. Deci doar să unde vor, acceseze, da. Google Costel Popa. Bineînțeles, și... internetul este free, adică este liber, așa că acolo mă găsesc oriunde, pe YouTube, pe Facebook. Mă pot vedea și la televizor. Important este să-și dorească să mă vadă. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi la Alba Carolina TV în emisiunea Poveste cu Cântec. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, pentru frumosul discurs pe care l-am avut împreună. Îți doresc și ție tot succesul. Mulțumesc în artele culinare. Mersi. Și îi salut cu mare drag pe toți cei care ne-au urmărit și le mulțumesc că au avut răbdare și le doresc sănătate și Doamne ajută să ne vedem cu bine. Eu sunt Cosmin Toma.
și vă doresc numai bine, să aveți o seară luminată și cu multe zâmbete. Să ne revedem cu bine și duminica viitoare, tot la Alba Carolina TV, la Poveste cu Cântec. V-am pupat, la revedere!